Tania Popa, soțul ei Slavic, niște părinți mândri de fiul lor, sunt astăzi aici și au și de ce, pentru că iată, băiatul lor, Slavic Junior, este deja campion național la judo și are visuri îndrăznețe. Despre ce este vorba o să aflăm imediat. Toți trei sunt acum aici cu povești emoționante de familie, dar dacă ați văzut microfonul, dacă ați văzut clapa, să știți că se va întâmpla și un moment artistic live în câteva momente. Până atunci să-i poftim pe cei trei! Salut, Slavic senior! Bine a venit, gașca veselă! Mamă, deci noi ne-am disperat. Au cămăși la fel. Da, da, ca gemeni. Foarte frumos, vă stăm foarte bine împreună. Nu e campion național. O să fie, o să fie sigur. Da, mă, dar eu am gura urită. Da, așa, a, doamne, campion ajută, național, da. Campion național, eu așa. Dar, într-adevăr, e pe podium tot timpul. Brat, asta, da. Palma, Slavic. Vrei să facem un test? L-am pe Ciucă aici, la niște judo, te baci cu el? Nu că e milă de Ciucă, și chiar e băiat bun, pe bune. Zic, da, vorbesc serios. Câți ani ai acum, Slavic? 12. 12 ani, mulți înainte, la școală merge treaba? Ok, ne trebuie să și momentul ăsta. După pandemie. Nu, dar vreau să întreb, stai un pic, judo online se face? Nu, nu se face judo online, se face doar la locul faptei, ca să spun așa. Da. Dar fii sincer, dacă te supără Slavic senior și aplici două proceduri de judo, s-ar putea să-l pui la podea? Nu pot, că e prea greu. E prea greu. E la altă categorie el. Ce drăguțe, n-a zis că e gras, a zis că e greu. Da, e altă categorie. Păi nu, dacă Slavic senior este, zic, gras, ar fi chiar da, cum. Da, mă amenință, adică deja mă amenință. Vezi când fac vreo 14-15 ani... Nu? Perfect, deci de pe acum să știi cum stau lucrurile. Da. Daria ce face? Daria are câți ani? 20? Face 22 anul. Vai asta. De mine, ce fată mare. Asta vreau să zici, dar nu cred că ai tu o fată așa mare. Deci 22 de ani? Doamne, da. Și așa mamă înaltă. Tânără. Da, e mai înaltă ca tine, cred. Da, da, este a fost mare. Crescută de la 8 ani de tine, Slavic, nu? Da. Wow, da. Și cum a trecut timpul? A trecut îngrozitor de repede, mie nu vine să cred, pentru că rămâne ușor, ușor casa pustie. Adică o să rămânem noi doi și nu, cam rămâne astea. Casa pustie, că plecăm și noi. A, plecăm și noi, așa. Dar inevitabil, când observ că crezi copii, cred că te gândești și la lucrurile astea. E, noi așa ne-am dat seama că nu vrem să ne facem o casă foarte mare. În momentul în care a plecat Daria și brusc s-a golit parcă. Și am zis, stăteam toți trei în sufragerie, zic, la cine trebuie multe camere, că noi suntem toți în sufragerie. Dacă suntem o familie așa foarte... Și cam asta era. Așa că nu o să facem o casă mare. Dar o să plece și Slavic. Sigur. Senior. Sigur junior. O să plece. Seniorul nostru. Ei, bună, aurită! Deci când, în ce an zici, ca să știu să-mi notez? Mamă, gata, e mai și m-am încurcat cu, dacă Slavic junior, senior. Mamă, da. S-a rușit, vezi că este au trecut apere. Păi dacă deci nu vrea să plec să-i... singur. De... Te pun să-i zici numele complet, da. cum i s-ar spune în Moldova, cum? Dacă ar fi fost. Pe el îl cheamă Vyacheslav și pe tasul la fel. Iar la noi okay. Se spune... Deci Vyacheslav junior și Vyacheslav senior. Nu, 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 la noi se spune și numele tatălui după. Deci este Vyacheslav Vyacheslavovici. Pam, pam, hai zi, ca să te iert. Nu e greu, cred că colegii la școală știu numele pe de rost, vă zic foarte ușor, nu? Vyacheslavici, Veslășevci. Află și de la televizor cum îl cheamă de fapt, că lumea știe de Slavic. Slavic e diminutivul, că nu vrem să chemăm oamenii. Ați mai și Slavici, nu? Da. Slava. Slava, perfect, da. Slava Domnului că băiatul face judo și că ne poate apăra. Am două slăvi. Da, vreau să te întreb ceva, când a zis că pleacă seniorul. Mamă, te roșise așa toată... Corect? Păi da! Ce? Cum adică? La mine este... Adică recunoaște că este aerul, sângele, oxigenul tău. Tot și îs prea bătrână ca să mă iau de la cap. Da, am vrut să, Slavic, am vrut să scot în evidență cât de important ești tu pentru ea. Da. Și cum de fapt fără tine nu poate să respine și să trăiască. Nu, el nu poate fără mine, el nu poate. Da, și atunci eu când am zis că dacă pleacă Slavic senior de acasă, el a fost un zâmbet așa, tu te-ai înroșit și ai crezut că faci alergie direct. Mamă, deci dacă tu desfaci această căsnicie. Ferească Dumnezeu, nu mi-aș dori niciodată așa ceva, bate în lemn. Ai... Ce treabă am făcut eu ceva? Păi să trecem la judo. Bine, hai, da. Slavic junior, spune-mă, ai cucerit fete la școală când le spui, no. Fac judo, nu? Nu. Dar colegii de clasă îți cam știu de frică.
Nu chiar. Nici asta. Și atunci de ce te duci la judo? Nu, el e la școală discret, dar la judo e cu băieții de acolo, cu fetele de acolo, acolo-s gașca. Acolo-s gașca, dar de exemplu dacă un coleg s-a luat de vreo colegă și a tras-o de codițe, parcă ai intervenit tu să faci dreptate? Nu cred! Păi cum să nu intervii pentru o fată? Că dacă doamna jumătate e pandemie, ce vrei? N-am voie să-l ating. A, n-are voie. N-are voie, auzi că n-are voie. Și are colegi cu minți, da, exact. Nu, nu-s cu minți. Spune-mi, Slavi, că mergi la mami la teatru? Nu. Nu? Vrei să te faci actor? Nu. Nu vrei să te faci actor? Nu. De ce? Păi nu-mi prea place să fiu actor. Am înțeles. Vrei să te faci pilot? Poate. Pilot de avioane, de Formula 1, de karting, de care? De avioane. Ah, înțeles. Pilot de avioane, super. Da. Vezi că o să începem să facă cursuri, de la cât? Păi acum, anul ăsta începe. Nu cred. Da. Chiar începe? Da. Încep să faci cursuri de pilotat avioane? Da. Trăiți, căpitane. Asta este. Știi că nașul tău de cu nașul vostru de cununie. De botez și are de botez, nu? Exact, Mărgineanu, Mihai Mărgineanu are. Păi la noi tot e organizat. Prefet. A și zis că îi dă simulatorul lui, dă și avionul să-și facă orele. Deci noi ne-am aranjat, stai tu liniștit. Când o să fii tu în avion și o să zică welcome, I'm the pilot of 10 secunde. Vorbește capitanul. Capitanul, exact. Capitanul. Vorbește capitanul cum? Vlașe. Vyacheslav Damian. Păi nu, zi tot numele. Vyacheslav Vyacheslavovich Damian. Zi, hai zi cum o să zic. Hai zi, te rog. Vyacheslav Vyacheslavich Bobici. Vyacheslav Bobici Damian Slavic. N-ai, nu e complicat absolut deloc. Bun. Teatru, merge ca pe roate, văd zâmbet. Deci eu ziceam, zic, Doamne, mai vin la tine, mai zic de spectacole. Eu le zic, dar sunt sold out toate. Asta e, când oamenii au poftă de cultură și nu de mers la teatru. Jur. Și adevărul că, pe bune, uite, am fost aseară la un eveniment unde pe scenă au urcat Horațiu Mălăele. Așa. Și a avut un moment. Bă, eram fascinat, adică nu mai îl văzusem de foarte mult timp. Da. Și parcă vrei să te întorci din nou. Asta să vezi oameni pe scenă. Da, 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 nu știu, sunt chiar dornici, pentru că noi am zis, Doamne, vine vara, cine mai stă acum să vină la teatru? Nu, nu e adevărat. Sold out, uite, avem Ghiciu poimine, da. Sâmbătă, Ghiciu, mâine am cântare rusească, că vreau să te îmbăt un pic. Perfect, acum ai venit cu cineva. Fac și repetiție, da? Repetiție și... în direct la Măruță pentru, exact, pentru evenimentul cântarea de mâine. Și pe 24, uite, am prins curaj, mai ales că mi-ai zis și tu că ți-a plăcut prima mea piesă pe care am regizat-o, așa că pe 24 scot a doua premieră, Probleme la mansardă. Am înțeles. Nu știu de ce te uitai așa la mine. Se pare că unde vrei să mă uiți? La Greta, avem probleme, Doamne, cu mansardă, nu? Nu, pentru Greta trebuie să scoți o altă piesă. Cum să se cheme? Păi, eu o fac. Uite-te un pic la ea. Inima mea mare ar putea fi o sugestie. Zână sau... cea bună. Nu mă uit. În căutarea zinei bune. Tu, ce dioptrie ai la ochelari? Uite-te un pic, trebuie să ne inspirăm uitându-ne la Greta. Cadrul ăsta nu avantajează. Uite-mă, e zâna bună. Nu mă, stai un pic, trebuie să mergem spre zona spre anatomică. Așa. Inima. Deci o piesă care să aibă le... Am înțeles. Aha. Ceva cu inima. Da. Da. Of, mă doare inima. Of, mă doare inima. Nu, probleme la cardiologie. Aaa, bravo! Ai, ai, ai. Mergem pe aceeași linie, cu doctorii. Da. E așa că bună. Asta este. Perfect. Iar, și cu Boeing-ul, și cu dezbracă-te, și, și bracă-te, toate, și îmbracă-te, și tot. Elisabeta este pe superval și, de fapt, toate teatrele, lumea este dornică, este cel mai important. Numai o secundă, totuși să vorbească și soțul Slavic, pentru că de asta a venit. Da, dar vorbește încet, că eu stau prost cu urechea. Zi mai tare. Ce? E ok tot ce a zis Tania, e da? E foarte bine. Eu de-aia am venit, de fapt, să ascult dacă spune bine și după aia să nu am acasă discurs. După aia mă ceartă de cum ieșim. N-ai zis de pagina de Instagram, n-ai zis de pagina de Facebook, n-ai spus ca aia, ca aia. Dacă știi că te ceartă, zi de ele măcar. Nu, eu am venit să mă bucur de moment, am venit să te văd, te-ai mai îngrășat, te-ai mai slăbit, arăți bine. Tania Popa pe Instagram, Tania Popa pe Facebook, Tania Popa pe YouTube, Tania Popa pe TikTok. Exact. Și Slavic Senior vă așteaptă, oameni buni, pe contul lui. Nu, Slavic Junior vă așteaptă la bordul aeronavei. Cred că da. Nu, dar mai răspunde tu, eu am întrebat pe el și tu repede, nu. Păi nu, ea mă influențează. Nu-mi dă motive. Întreabă-l dacă el e gelos. Da. Ești gelos? Da. Îi cauți în telefon? Nu. Dar cum se manifestă gelozia, adică? Așa, așa. În capul meu. Adică ai scenarii, nu? Ai scenarii, da? Da, clar. Am înțeles. Și? Și eu am scenarii cu actori frumoși din străinătate. Ok, perfect.
trebuie să vii odată la un test. Gata, poligraf, Doamne ferește. Dar pe noi ne-ai testat, lasă că suntem bine. Cum îl cheamă pe domnul de a venit peste mai în studio? Finu, Marian Hâncu. Ah, Marian noi Hâncu, avem gândeam... o istorie. Salut, Marian, mă gândeam că are tot așa un nume cu tata rusesc. E român, dar am învățat și rusă, pentru că eu când playlist-ul e tot în rusă, eu când rusește. Și Marian zice, așa, cântăm Mociciorne, acum cântăm Sebigută, rătăta. Deci el vorbește perfect, neștiind ce zice. Da, și avem o istorie veche, noi colaborăm de foarte mulți ani, acum ne-am și înrudit. Perfect. Asta este. Iar dacă la Euro România nu joacă, ții cu Rusia, că Rusia joacă. Cu Spania. Cu Spania. Și cu Rusia. Și cu Rusia. Și cu Rusia, și cu Rusia. Dar nu rezistă mult, că sunt cam pe fuleț. Vedem. Mâine începe Euro 2020. Acum cântăm, oamenii ăștia sunt foarte faini și atmosfera asta așa, cu zâmbete la voi în familie... E nenorocire, o gălăgie la noi acasă. Începe spuneți. Cu ceartă dimineața. Deci da. Cine, da. Cine face proba că scandal? Fii sincer. Uite și el zice, e ok, perfect. Bravo, mi-a plăcut deci, de Slavic al mic. Deci el, taică, tu pornește scandalul, da, nu? Și el da. Îl termine deci și el. Deci când pornește ce? Cam ce nu-i convine? Totul. Deci omul e, deci nu-i convine nimic, nu? Nu. Ce nu-i convine? Că nu e masa, nu știu cum, că nu v-ați trezit, că nu-i curat. De ce e paharul aici? De ce stai cu grăgăna? De ce stai paharul aici? Fiecare dimineață face scandal, a? Da. Și apoi cum se termină? Nu se termină. Ok. Tu pleci la școală, mami pleacă la treabă și rămâne să facă scandal singur în casă, nu? Da. Ok. Deci cui trebuie medalie pentru rezistență, pentru curaj, pentru forță, pentru... Mie, că sunt constant. Du-te de aici, nu e adevărat. Mie, cum a zis soacră, mi-a stat tu, trebuie să fac... piesa asta pe care o lansezi... Probleme la mansardă. Trebuie să n-are nicio legătură cu... Familia, nu, a venit întâmplător. Este o dedicație din partea mea pentru soțul meu. În sfârșit i-am făcut o dedicație. Această piesă, iubirea mea, este da, pentru tine. Să mă duc să văd. Și nu e inspirată din viața noastră de familie. Stai liniștită, Slavic, totul e ok. Perfect. Și de dimineață a fost scandal? Nu prea azi. Dar ieri? Da, ieri. A fost. A fost. Aolo! Asta e, ok. Slavic, mai cânt eu zic acum. Să depășim momentul ăsta de interviu, să trecem la cântat. Bine, perfect. Eu știi că sunt foarte simpatici băieții și îmi place că sunteți amândoi îmbrăcați la fel. Dar știi ce vreau să te întreb până se așează mami acolo? Tu n-ai TikTok? Nu. Instagram? Nu. Facebook? Nu. Căsuță poștală unde să-ți trimită fetele scrisori? Nu. Nici asta. Un oracol undeva să scrie? Nu. La judo? Poate. Perfect, ok. El este, oameni buni, Slavic, un băiat extraordinar, are 12 ani. Poți să stric freza? De ce? Nu. De ce aș face asta? Pentru că e prea bine aranjat așa. Slavic, haide să o ascultăm pe mami cântând. Cum se numește piesa? Șastev drug. Așa să fie, te rog. Șastev drug в тишине. Стучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю или не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень морозила. Сколько лет, сколько лет? Где ж тебя? А вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне стало ясно теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не и пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все пройдет, как бы жизнь ни была. Лишь бы все, это все не напрасно. Bye.
Foarte frumoasă, asta vreau să le spun celor de acasă, că asta povesteam cu Slavic, că e foarte frumoasă piesa asta și am înțeles că mâine, nu? Mâine? Da. Mâine tot acolo unde e Teatrul Elisabeta, exact, jos acolo exact, e spectacol. Exact, este special pentru concerte. Super, da, bravo, felicitări. Mulțumesc. Bravo, venim să mâncăm... să mâncăm rusește? Nu, tu vii la problemele avansare. Am înțeles, bine la teatru. Perfect. Mulțumim mult de tot, foarte mulțumim. Frumos. Vă mai așteptăm pe la noi, să trăiască tânăra familie. Mulțumim. Mâine, nu uitați, aveți un nou episod. Slavic nervos dimineața. Aoleu, Doamne ajută. Hai, să mai se poate și mâine. Hai că puteți. Putem. Mergeți tot înainte. Ieșim sau stăm? Perfect. Ok. Perfect. Mulțumim mult de tot.